Bună ziua! Astăzi am să vorbesc despre cuptorul cu microunde, da? În primul rând am observat că sunt persoane care nu știe să le seteze când cumpără cuptorul cu microunde. O cunoștință de-a mea a cumpărat un cuptor electric și vreau să vă spun că nu a știut să-l seteze. Mă uitam și nu toată lumea știe. Hai, luăm cu asta. L-a setat undeva, să zicem, pe aici, da? Când l-a dat la 2 sau la 3, da? Aici, ca să încălzească mâncarea, acest capac s-a topit. Am rămas uimit. Mi-a zis că i s-a topit capacul, dar nu știa de ce. Păi zic, probabil nu l-ai setat de ce. Corect. Și hai să-l vedem. Deci, întotdeauna, când un cuptor cu microunde are mai multe funcții, are și, nu știu, are și grătar, poți să faci și pizza, poți să faci și mâncare, deci are o carte în interior care poți să citești. E în limba engleză, nu e nicio problemă, intri pe Google, îi dai și cauți. Aici, prima funcție, da, este de putere mai mică. A doua de putere, treapta a doua, aici treapta a treia, treapta a patra și ultima treaptă la care poți să încălzești mâncare și tot ce vrei să-ți faci, sandwich-uri sau alte minunății. După ce l-ai setat aici, da? Uitați-vă la acest semn, da? Cu patru liniuțe. După aceea îl dați la, nu știu, la cât vreți de caldă să fie mâncare. Îl setați la un minut, la două, la trei, în funcție de aici. Cuptorul cu microunde care l-am eu îmi arată pentru 200 de grame, da? În cazul în care vrei să fie fierbinte, dai la 3. Pentru 400 de grame, dacă vrei să fie fierbinte, îl dai la 6. Eu de obicei nu îmi place mâncarea fierbinte, călduță, îl dau la 2. Dacă mai trebuie, mai dau o idee, mai dau la 3. Deci, să țineți minte, când luați cuptorul cu microunde, vă uitați la chestiile astea de sus, primele, și le setați la ultima. Dacă vreți să nu fie chiar la ultima, puteți să-l dați la 3. Dar o să trebuiască să dați mai multe minute aici. Da? Cam asta este cu cuptorul cu microunde. Să faceți setările care trebuie, ca să poată să meargă corespunzător. Sper să vă ajute. Da? Uitați aici. A patra liniuță.